Am 18 ani. Anotimpuri, de Dan Coman. Lectura Alex Fifea. Iarnă. Ne-am întors de la barieră fără niciun ban. Ținup s-a furișat în casă la căldură. Eu m-am oprit la poartă, am ridicat capul și am înghițit câțiva fulgi. Le-am amintit cum pe vremuri ieșeam cu mama în curte de fiecare dată când ningea și făceam îngerași. M-am întins pe spate în zăpada pufoasă, așternută peste pământ, am dat de câteva ori din mâini și din picioare, apoi m-am oprit și am izbucnit în plâns. Primăvară. Ce plictiseală, ținuc! Ce plictiseală! Plictiseala e galbenă și moale, zice fratele meu scobindu-se în nas. Are 9 ani, cu 5 mai puțin decât mine, și nu înțelege nimic din ce ni se întâmplă. Plictiseala e plictiseală, nu are culoare, îi răspund, ridicându-mă de pe șine, scuipând cu toată forța în sus, încercând să dau boltă, să nimerez mai apoi cu biluțele de scuipat tabla ruginită pe care scrie STOP! Plictiseala e verde, ca pătrunjelul, zice frate meu, ridicându-se la rândul lui să vadă dacă am nimerit ținta. Drumul de la trecerea liniei ferate, unde opresc rând pe rând mașinile care merg spre Bistrița, e curtea noastră. Aici ne petrecem cea mai mare parte din zi. Imediat ce oprește o mașină, alergăm spre ea și întindem mâna. Dă și mie ceva, zice, dă și mie un leu. Vară. Foarte rar primim ceva. De obicei, oamenii din mașini se uită la noi și râd. Nici măcar nu deschid geamul. Ne alungă cu mâinile ca pe muște. Mergi și muncește ceva, băi, strigă unul. Nu vezi că ești cât un cal? Marci la școală, puradeilor. Cât era mama acasă, m-am dus, chiar dacă școala nu-mi plăcea deloc. Frate meu, nu. N-am mers nici măcar la grădiniță. Du-te la lucru, bă! Nu l-a întins mâna! Da, du-te tu, măta, zic! Hai, morocar! Dimineața, la 9, după ce trece personalul de dej, ne întoarcem acasă. În spatele pieței, lângă pod, în fosta anexă a fabricii de textile, tata ne așteaptă la masă, cu bebelușul de bere pe jumătate golit. Nu zice nimic. Asta e miș. Niciodată nu zice nimic. Pizda mami mătii de lene și idiot, zic eu un gând. Azi morocar. Mai bine ar fi plecat el în locul mamei. Caisan mama! Hai de care mama? Lui ținuc nu i-am spus. Dar eu știu că mama... Plictiseala miroase puternic a ceapă, a pufuleți, a biscuiți cu măr, a cartofi și a pâine neagră, zice într-una frate meu, ieșind și așezându-se pe drepte. Miroase pe dracu, îi răspund, așezându-mă lângă el. Plictiseala e o floare de câmp acoperită de praf, o găină ascunsă sub cămașe, zice el, vorbind ca pentru sine. Plictiseala e o ceață groasă în cap, zice ținuc, sărind de pe scări cu mâinile ridicate, încercând să se agațe de norul alb și pufos care atârnă deasupra noastră. Azi au trecut 8 mașini mici și 2 camioane încărcate cu lemne,
Am făcut 16 lei. Când autobuzul de rod n-a încetinit la linia ferată, o femeie ne-a aruncat pe geam un pumn de bomboane. Le-am cules imediat și le-am pus la loc sigur, în buzunarul cu fermoar al pantalonilor. O să le împărțim mai pe seară, i-am zis lui frate meu. Boapa, bepe, mapa, mapa, un pumn de pești pii. După ce autobuzul a dispărut după deal, la insistențele lui Ținuc, am început din nou să vorbim păsăreasca. Păsăreasca. Limba inventată de mama ca să nu înțeleagă tata ce vorbim atunci când vorbeam despre bani. Bapani pii! Pentru bapani pii s-a dus mama în Italia și eu am știut de la bun început că nu de-aia s-a dus. Doamnă. Când cu lucrările la barieră, abia dacă mai strângem 10 lei pe zi. Muncitori și de-o parte și de alta a liniei ferate, polițiști, ne alungă cu scatoace, nu ne mai lasă să ne apropiem de mașini. Acum le opresc ei? Îl las pe Ținuc să-i privească cum dau din mâini, cum verifică actele camioanelor, cum ghidează circulația, aglomerația e uriașă, coada de mașini se întinde până dincolo de sensul giratoriu. Mă îndepărtez de linia ferată și merg înspre sens, de-a lungul șirului de mașini, cu mâna întinsă. Papa Nipi, dă-și mie un leu! Când primesc ceva dulce, țin pentru fratele. Dar nu-i dau nimic până nu-mi cerem păsărească. Ciopocopo la pată pă, dă pă mi pi, ciopocopo la pată pă. Petiseala e o găină grasă pe care o strâng de gât, zice mai apoi Ținuc, fericit, umblând în echilibru pe șinele de cale ferată. O mustață de polițist, un tir acoperind jumătate din soare. De la magazinul din colț iau pufuleți și Eugenie, o pâine și niște parizări, două țigări pe care le fumez una după alta. O doamnă a deschis azi geamul loganului și mi-a dat un borcan cu zacuscă. Zapa, cupu, scăpă! Ne-am oprit la marginea drumului. Am rupt un colț de pâine și l-am așteptat pe fratele meu să mănânce. A golit tot borcan. Zapa, cupu, scăpă, bupu, năpă! Mergem spre casă și Ținuc cântă. A, Dante! Ține manete, ține mane copane, a Dante. Eu mă gândesc, ma pa, ma pa, upu de pe, e pe, știi pi. De câte ori ne întoarcem, sper din toată inima ca tata să nu ne mai aștepte. Ne-am descurcat mult mai bine, doar noi doi. Îmi imaginez că intru în casă și văd bebelușul de bere gol, răsturnat sub masă și tata dispărut pentru totdeauna. Doamnă, duminică, după ce am plecat de la barieră, l-am luat pe fratele meu de mână și ne-am dus la biserica din spatele pieței. Pia pață, pă! A tot repetat Ținuc. Acum că a prins păsăreasca, nu mai vrea să vorbească normal. Bipi, sepe, ripi, căpă. O bipi, sepe, ripi, căpă de lemn îngustă și întunecată, în care se adună doar vreo 10 moși și cam tot atâtea babe. De obicei nu face prea mult bani aici, nici jumate din cât facem la Coroana sau la biserica lui Odobescu, dar m-am săturat să ne tot alunge gașca lui Coco și să ne ia banii și să-ți bată joc de fratele. Măcar aici suntem doar noi doi. Și la final, după slujbă, preotul ne dă o jumătate de pâine și o punguță cu dulciuri. Singura lui condiție e să nu intrăm, ca să nu îi deranjem pe oameni. Duminică ne-am oprit în curtea bisericii și am așteptat. După un nepe, zepe, upu, a zis fratele meu. Apa, mipi, nupu, apa, lepe, lupu, iapa! L-a tot imitat pe preot. Taci, măi, am zis. Taci! Și stai locului! Când am văzut jandarmii apropiindu-se de gard, n-am mai știut ce altceva să fac, l-am luat pe fratele meu de mână și ne-am strecurat repede în biserică. Ne-am ascuns după masa cu lumânări, nu era nimeni acolo. Dacă aș fi întins mâna, aș fi ajuns la banii din cutie, dar n-am făcut-o. Popa tocmai ieșise din altar ca să citească Evanghelia.
Și noi ne-am furișat până în față și ne-am pus în genunchi să ne acopere capetele cu patrafirul, ca să nu ne găsească jandarmii. L-am prins de mână pe Ținuc și l-am ținut strâns. Să nu scoți nici un cuvânt, ai auzit? M-am preunat mâinile și m-am prefăcut că mă rog. Rupugă păgiu punea pea, e un cur mare de babă. L-am auzit, taci mă, i-am jucat. Taci! După-mi nepeză pe pu, miroase trapan, spira, pațip, epe. L-am strâns și mai tare de mână. A început să plâng încetișor, dar n-a mai scos niciun cuvânt. Primăvară. Bapanipi, zice frate meu înainte de somn. Dormim unul lângă altul, în patul de lângă fereastră. Lumina e aprinsă, tata sfărâie cu capul pe masă. Bapanipi, azi dimineață la trecerea cu linia ferată, imediat ce am întins mâna și geamul gastelului a coborât, l-am auzit pe ăla din dreapta spunându-i șoferului: fut-l în gură de Putin să-l fut. Ia-mă de aici, a zis pe urmă, întinzându-mi două hârtii de 5 lei. Am luat bapanii pii și am simțit imediat un pumn în stomac. Tata o să fie acasă când o să ne întoarcem. De data asta chiar nu-i dau nimic. Fut-l în gură de Putin să-l fut. Era acasă. Bebelușul de bere golit doar pe sfert. Semn că loviturile lui încă aveau forță. Nu era o idee prea bună să-i stăm în preajmă. A fost frică să nu-i las nimic. Am pus o hârtie de 5 lei pe masă și am ieșit afară, pe trepte. Pițeala e un măr stricat, scuns sub haină, a zis fratele meu, rotindu-se în jurul unui petec de zăpadă rămas singur la capătul curții. Știam că nu înțelege, dar tot a spus-o. Încet, ca să nu ajungă toate cuvintele până la el. Atât de încet, încât nici nu mi-a mișcat buzele. Mama nu o să se mai întoarcă niciodată. Am 18 ani este un proiect al Asociației Art No More, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Muzică originală și sound design, Miron Ghiu. Editare și înregistrări, Petre Fol. Visuals, Liliana Basarab. Asistent de proiect, Andreea Drăghici. Un proiect conceput și coordonat de Robert Bălan.